Amalia la Vlăduț în bucătărie, astăzi, deși este luni, da. Ceva și pentru colegul Oprișan. Nu s-a mai întâmplat de mult și a luat și gândul, practic. Ardei un puț? Da. Nu. Nu, pur și simplu am modelat carnea asta să-i fac poftă lui Cătălin. Am modelat-o în formă de mici, dar eu fac cu totul și cu totul altceva. Astăzi e ciorbă de perișoare, așa cum v-am spus la începutul emisiunii. Am mici secrete pe care vreau să le divulg gospodinelor, astfel încât să iasă o ciorbă absolut perfectă. Pentru că în diferite situații am savurat de la mai multe persoane acest tip de ciorbiță. Consider că nu am fost foarte, foarte mulțumit de aspect, de gust și multe alte criterii de calitate ce reprezintă o ciorbă de perișoare. Eu la rândul meu sigur că da, există multe trucuri. Eu la rândul meu am învățat de la prietena mea cea mai bună, de la Camo Fermecata, care este as în orice tip de ciorbă. Așadar, șefa la ciorbe. Da, ca și exact, exact. Această cal. Aveți nevoie pentru 500 de grame de carne tocată, acum așa. Fie că este de porc sau fie că este de vită sau de vițel, aveți nevoie de două lingurii de orez, nu mai mult, o ceapă potrivită, nici prea mare, nici prea mică. Aveți nevoie de doi morcovi, dacă sunt tot așa de mărime potrivită, două rădăcini de pătrunjel și o rădăcină de țelină. Mai aveți nevoie și de un ardei gras roșu, pentru că îi trebuie și puțină culoare. Bun. Eu, de exemplu, și foarte, foarte puțină roșie. Roșie, doar pulpa de la roșie. Acum să încep cu începutul, practic. Cum începem o ciorbă? Corect. De perișoare, în general. Începem prin a pregăti perișoarele și este foarte important ca atunci când pregătim perișoarele să înflorim orezul împreună cu ceapa, pe foc, în foarte puțin ulei, cu foarte, foarte puțină sare. De ce este bine să facem acest lucru? Pentru că dacă adăugăm orezul de la început împreună cu ouăle pentru perișoare, se întâmplă un fenomen atunci când le fierbem, că orezul iese pur și simplu și perișoarele nu mai sunt rotunde, perfecte. Sunt, practic, arată ca niște arici în ciorbă. Lucru pe care noi nu ni-l dorim. Nu ni-l dorim. Vă recomand să fierbeți separat perișoarele după ce le modelați, să le fierbeți separat mai mult de 3 sferturi, iar supa care rezultă de la acesta să fie foarte bine strecurată, dacă se poate chiar și printr-un tifon, pentru că în felul acesta, după ce adăugați zarzavatul tocat, evident, mărunt, în cubulețe foarte mici, deci după ce fierbeți zarzavatul în această supă, aceasta va rămâne clară, limpede, precum cristalul, pentru că ăsta este unul din criteriile de calitate pentru o ciorbă. Trebuie să vedem foarte bine legumele, să vedem tot ceea ce conține și nu să fie tulbure sau, știu eu, o culoare dubioasă. În felul acesta avem o ciorbă ușor gălbuie, ușor roze, foarte transparentă și foarte gustoasă. Că îi adăugăm noi după aceea, știu eu, o lingură sau două de smântână sau un ou bătut sau știu eu ce alte ingrediente care sunt specifice zonelor. Să nu uităm însă că trebuie și acrită. Eu vă recomand să o acriți cu lămâie și să adăugați mult, mult leuștean, pentru că acesta finalizează și echilibrează gustul oricărei ciorbițe. Foie verde leuștean. M-a făcut mama. Oltean.